Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna nouă. Scuzați-mi vocea, cred că sunteți și voi cu guturai, cu, eu știu, alte problemuțe. Ca așa se întâmplă vara, când mănânci înghețată și apă rece, bei apă rece de izvor. Nu știu, ar fi frumos, era frumos dacă beam apă de izvor. Oh, mi-e dor de voi, mi-e dor să fac etalări. Încerc măcar astăzi să fac și poate și mâine să vedem. Vă doresc sănătate dacă aveți problemuțe de genul acesta și în general vă doresc sănătate și să fie această lună nouă cu bucurie și cu spor și cu reușite pentru toți. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Vă puneți pauză și vă alegeți. Din seria aceasta de cărți o să aleg două cărți. Una, ce vine nou și alta, ce este pe cale să se manifeste. Deasupra nou și jos, sper să nu sară. Și jos, ce e pe cale să se manifeste. Hai. Și dacă vorbesc pe mai multe voci, înțelegeți voi de ce. Nu stai. Interesant. Patru de cupe. O separare de cineva. O separare de cineva sau de o situație. Situație care a creat confuzie și mare responsabilitate, un consum de energie ca să se poată manifesta ceva din acea confuzie. Și până la urmă, situația în sine a dus la separare, la răsturnare de situații, la, n-aș spune musai drame, dar la transformări. Sau mai bine zis, restructurări. Restructurări, dar și transformări, da. E o ocazie pierdută în dragoste. Da. Asta a fost un mesaj în plus. Însă acesta o să folosesc pentru clarificări. Hai să vedem două cărți. Numărul 1, odată. Ia uite că vor să vină, dar... Există ori voi, ori altcineva, obsedat de o energie feminină foarte înaltă, de o energie care își păstrează puritatea, regalitatea, creativitatea și cealaltă persoană care este obsedată. Poate să fie și o femeie, nu neapărat bărbat. E o energie toxică, e diavolul aici, a 15. De această energie, probabil că își dorește foarte mult să comunice. Dar cel mai bine ar fi să comunicați 2 și cu 6, 8 toate transformările prin care treceți, oricine ați fi, ori persoana obsedată de această energie, ori persoana aceasta, să scrieți într-un jurnal niște lucruri. Că uneori jurnalul ajută să vă înțelegeți de ce aveți impulsuri nestăpânite, de ce simțiți că cineva e în umbra voastră și vă dorește sau vă urmărește sau vă, eu știu, cine și ce intenții simțiți voi care. Hai, o dată, de două ori, de trei ori și taiem. O dată, de două ori, taiem. Deci deasupra nou. Interesant, o călătorie. Poate să fie călătorie și peste hotare, pentru că sunt valuri, e o corabie. Dar e o călătorie și ce urmează să se manifeste, 28. Poate pentru unele doamne e un bărbat special, bărbatul vieții voastre, peste hotare și e pe cale să vină. Sau poate voi sunteți bărbați și știți că trebuie să faceți o călătorie. 3 este și numărul împărătesei. Să faceți o călătorie, că am văzut 30 femei acea specială, să faceți o călătorie către o energie feminină care vă atrage, pe care o simțiți ca fiind specială în viața voastră. Dar trebuie manifestat 2 și cu 1, 2 și cu 8, 1. Trebuie manifestat eventual mai mulți... Ah, interesant. Mai multe etape. Trebuie făcut mai mulți pași. Interesant ce am observat acum. Probabil că acest bărbat trebuie să aleagă între două
femei. Între, poate să fie și mamă, poate să fie fiică și viitoarea persoană pe care și-o dorește în preajma sa. Da. Iar calea. Trebuie să-și descopere calea. Interesant. Sub 28 este 22. Probabil că e număr important pentru unii dintre voi. Dar acest bărbat sau energie masculină, da? Trebuie să-și găsească calea. Sunt două cărți care arată interesant și să manifeste. Și să manifeste transformare. Să iasă dintr-o energie foarte negativă. Care aș spune că vine pe prin karma familială pe care o are, eu știu, acest personaj. Hai să clarificăm. Ce vine? Nu. Hai să, așa, ca să fie mai aproape. Ce este nou această călătorie și ce pe cale să se manifeste? Dacă sunteți doamne, acest bărbat vrea să vină mai aproape de voi. Dacă sunteți bărbat, știți că trebuie să vă transformați, să alegeți între două energii feminine ca să vă urmați calea și să vă atrageți femeia. Nu este o femeie, este femeia și aici este bărbatul. Da? Nu este un bărbat, un cavaler, este bărbatul. Adam și Eva, ceva de genul acesta. Hai să și clarificăm. Clarificăm trei. Corabie. Uf. Cavalerul de monede, doi de spade, iar trebuie să alegeți. Știți că trebuie să alegeți? Ia uite, către împărăteasă. Față de care are multă dragoste. Ia uite, asul de cupe și regele de cupe, dragoste, emoții profunde. Dar sunt pe cale să se manifeste. Hai să vedem. Am vrut să fie o carte, dar au venit două. Aici, aș spune invers de fapt. Am mai vorbit chiar de la început, vedeți? Are legătură de o separare, de o ocazie pierdută în dragoste. Cineva a refuzat dragostea. Poate că mai avea pe altă, avea o altă persoană în preajmă. Repet, poate să fie și mamă, poate să fie și fiică. Sunt două flori acolo și nu întâmplători. Dar probabil că și voi. Hai să nu mai vorbim de cealaltă persoană, dacă e un bărbat. Vă găsiți voi poziția, etalarea voastră. Ce vine nou? O călătorie, posibil peste hotare. Dar această călătorie poate să fie, să zic, o etapă în călătoria voastră prin viață. Ideea este că trebuie să alegeți între separare și pierderea acelei ocazii despre care am tot vorbit, care va duce o oarecare supărare, vă răstoarnă întreaga viață, va răsturna deja, hai să zicem și transformat într-un fel sau altul, va afecta întreaga viață. Și acea ocazie pierdută și separarea care a intervenit între voi și ocazia respectivă, personaj eventual. E o separare aici, care încă continuă să se manifeste în prezent, pentru că trebuie să alegeți, să faceți o călătorie. Cavalerul de monede reprezintă mișcare. Aici avem un 3 care, iar, reprezintă Mercur, mișcare. Interesant că 3 înseamnă și abundență, am zis, de împărăteasă, care reprezintă abundență, înseamnă construcție, 3 de monede. Poate sunt două personaje și trebuie să alegeți, să vă separați de personajul care va... Nu vă mai reprezintă, nu mai vibrează cu energia voastră și un alt personaj cu care puteți să construiți ceva în viitor. Dacă sunteți doamne, acest personaj vine mai greu. Are foarte multe de transformat. Am zis, trebuie să-și găsească calea, trebuie să învețe să manifeste, trebuie să treacă prin transformări, a stat într-o energie negativă, eventual arborele genealogic vine cu karma grea. Deci, din acest motiv, doamnelor, dacă știți despre acest bărbat sau îl așteptați, chiar dacă nu știți, știți că trebuie să apară, are foarte multe de rezolvat. Dacă sunteți domn, iar trebuie să renunțați la o structură, la sentimentul de
regret, de vină, de supărare, poate și niște depresii care vin odată cu acest turn, cu această restructurare, cu aceste evenimente foarte, foarte neplăcute. Sper că nu sunt în această perioadă și fac parte dintr-un trecut. Pentru că aveți de ales între această energie și potențialul vostru de a vă reconstrui. Domn, Doamne, nu contează. Da? Dar e fain totuși că acest cavaler de monede reprezintă determinare. Ce este nou în viața voastră? Aș spune, momentul în care alege să vă reconstruiți turnul, să zic, în altă parte, peste, eu știu, o apă, peste un alt oraș, în altă țară. Să vă reconstruiți bazele cu răbdare, cu tenacitate, cu organizare, trecând, repet, peste faptul că posibil va veni cineva și voi trebuie să vă reorientați către restructurarea voastră. Afectată eventual de o relație peste hotare, de o relație la distanță, că veți face, că nu veți face călătorii, important e că trebuie să vă... mai dăm o carte totuși. Da, vedeți? Multe situații. Responsabilități acasă, cu serviciu, chestii grele, poate și în familie. Da, mai dăm o carte pe Cavalerul de Monede. Cavalerul de Monede reprezintă o etapă în devenirea acestui bărbat. Bărbat care ar putea să fie un rege, nu? Nu doar un cavaler, un tinerel care își construiește viața. Mai dăm o carte pe Cavalerul de Monede, totuși. Ia, patru, uite, asta e o chestiune. Vă reconstruiți casa, măi. Dacă v-ați pierdut casa, jobul, relații, într-o parte a lumii, să zic, într-o altă parte, vă puteți găsi fericirea, nu doar o casă, fericirea, patru de bâte. Dar iar asta implică călătorii, înseamnă comunicare, înseamnă construcție. Și mai era, nu știu, vine în minte acum un gând, cred că era și un film, să nu privești înapoi cu mânie, parcă. Nu privi înapoi cu mânie. Nu vă mai supărați pentru acest turn. A fost necesar. Ah, stai că era un citat, neapărat să spun. Da, nu mai regretați. Nu mai stați să plângeți. Treceți la treabă. Adunați cărămidă cu cărămidă cu cărămidă și reconstruiți-vă viața. Și vor veni oamenii, da? Cu care veți fi fericiți. Și se va manifesta și stabilitate și familia aceea frumoasă pe care vă doriți. Era un citat. Nu toate, apropo de turn, nu toate furtunile vin să ne dărâme viața. Unele vin ca să ne creeze calea, să ne curețe calea. Deci turnul acesta stătea în calea voastră, eventual în calea lui către voi. Ce se întâmplă în viața voastră, în viața lor, se întâmplă ca să vă regăsiți fericirea alături de cine trebuie. Și să nu mai regretați, interesant, nu mai regretați. Clarificăm și bărbatul. Clarificăm bărbatul, te rog frumos. Vor vrea să sară 1, 0. Acest bărbat trebuie să învețe săriște în primul și în primul rând, dar e pe care să se manifeste, am văzut cărțile. Clarificăm. Iată. 3 de cupe. Clarificăm acest bărbat. Asul de spade, regina de spade. Acest bărbat are pasiune mare pentru voi, are o atracție. Atracție foarte puternică. Un magnetism pe care probabil că nu l-a trăit față de oricine. Simte bucurie,
Dar probabil că aici este obișnuit să stea mai degrabă cu prietenii sau cu alte relații și n-a fost obișnuit să creeze stabilitate. Dar probabil că voi, dacă voi sunteți aici cu puterea de decizie și de cuvântare, trei înseamnă Mercur, da? Și avem Mercur într-o anumită formă, Regina de Spade, dacă voi sunteți aici cu această putere de decizie, probabil că ați spus ceva. Că voi nu primiți lucruri instabile. Turnul e o situație foarte instabilă, sunt evenimente neașteptate care ne zdruncină, echilibru care dărâmă, blocaje. Uneori poate sunt necesare aceste blocaje, dar dacă ați spus că aveți nevoie de stabilitate, probabil că ceea ce ați exprimat îi va determina în timp pe ei să vină înspre voi, pentru că au o mare, mare atracție. Acum, dacă voi lăsați, iar este alegerea voastră, voi decideți. Dar ei își doresc să vină. Sper că sunt clară, da? Că este soțul vostru, că este viitorul vostru partener, că sunteți chiar voi bărbați, știți că trebuie să fiți în adevăr și cu pasiunea și adevărul pe care le aveți, puteți să manifestați întâlnirea, trei de cupe înseamnă și întâlnirea cu sufletul pereche, întâlnirea aceasta foarte specială cu femeia vieții voastre. Poate deja sunteți căsătoriți unii și personajul trebuie să vină peste hotare. Dacă au fost chestiuni legale de rezolvat acolo peste hotare, pasiunea pe care o simte față de voi, acest personaj, cum se exprim? Îi determină să învingă problemele legale și să manifeste această bucurie foarte specială pe care doar împreună o simțiți. Nu știu cât de clar o fi acum cu răceala asta și cu vocea pe care o am, dar ia uite steaua, iar distanță, vindecare, împlinirea, eu știu, este un vis, un vis care e pe cale să se manifeste, să se împlinească. Dar deocamdată, în această perioadă, și voi trebuie să fiți chibzuiți, chibzuite, nu contează, până vine personajul și să aveți grijă ce alegeți, cum gândiți, cum vă ascultați intuiția. Hai să vedem un mesaj, un sfat pentru numărul 1. Da, interesant, vedeți? Step into your power. Pășiți înspre puterea voastră, în autoritate. Iar dacă este un bărbat, acest bărbat trebuie să se maturizeze, să-și urmeze și rațiunea, și emoțiile, și focul interior. Care? Focul este alimentat de atracția pe care o simte față de voi, dacă e un bărbat. Dacă sunteți femei, la fel. Fiți în putere, spuneți ce aveți de spus. Nu vă lăsați, nu aș spune musai folosite, amăgite sau distra, nu mai nu amăgite, distrase. Distrase de la potențialul pe care îl aveți împreună. Doar pentru că este atracție foarte mare între voi. Dacă e atracție, atunci acest foc să participe ca un foc creator la construcția acestui patru de bâte, a unei relații stabile, prietenie, colaborare, familie, întâlnire cu sufletul pereche, ce-o fi, da? Acest foc să fie ca știți, mi-aduc aminte acum de locomotivele alea vechi care se alimentau cu cărbuni, da? Cărbuni încinși. Să alimenteze
ceea ce puteți voi să construiți. Eventual, pentru unele doamne, poate acest bărbat să fie energia voastră masculină. Adică, toți avem masculin și feminin, da? Discerneți, voi hotărâți. Am dat mai multe variante. Am zis, în primul și în primul rând, să nu vă distragă acest personaj prin sexualitatea și drăgălășenia pe care, șarmul pe care îl degajă. Fiți în puterea și puterea fizică, dar și puterea mentală. Voi stabiliți regulile de acest step into your power. Și alegeți, discerneți, face parte din călătoria voastră acest moment foarte special. Și lăsați fricile să se dizolve. Hai, mai vedem încă un mesaj pentru numărul 1. E extraordinar, o nouă dragoste. Pasul de bâte. Urmează să se manifeste o nouă dragoste. Dacă voi alegeți corect între a lăsa, eu știu ce este, și a alege reconstrucția voastră, poate și voi trebuie să vă concentrați pe casa voastră, pe apartamentul, redesign, reinventarea, eu știu, ambientului în care trăiți, poate și o călătorie vă inspiră. În fine, sunt multe mesaje, vedeți cum le adaptați la voi. Și mai ales simt că pentru unii dintre voi ar putea să fie o mutare de domiciliu. Interesant. Nou în această perioadă. O mutare de domiciliu. Într-o formă sau altă. Și după ce vă așezați un pic în locul respectiv și vă regăsiți puterea, vine și noua dragoste. E undeva mai în viitor. E pe cale să se manifeste. Asul de bâte. Dar tot înseamnă transformare. La capătul setului de cărți, dar întoarceți-vă inima către lumină. Nu mai stați în supărare. Ce se dărâmă, se dărâmă ca să curețe calea, v-am mai zis. Mi-a plăcut foarte mult citatul acela. Deci nu toate furtunile, dragii mei, sunt ca să ne tulbure viața. Sunt unele care ne curăță drumul. Și trec și eu prin turnuri. Și știu ce, câtă dreptate are acest citat. Dar turnurile sunt șocante, într-adevăr. Nu sunt plăcute. Nu sunt deloc plăcute. Plăcute, ușoare. Okidoki. Unora nu le place okidoki. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2. Îmi pare rău că sunt răgoșită, dar trecând peste asta. Hai să vedem. Un premesaj. Oh, și voi aveți un turn. A apărut și la numărul 1 într-o formă sau alta. Treceți prin turnuri, dar interesant. Aici este, oh, ce frumos turn. Acest turn împrăștie. Vai, ce frumos. Împrăște toți oamenii prefăcuți din viața voastră, oamenii care au măști în această separare, îndepărtare de voi, cădere a lor, evident metaforică, își pierd măștile, își arată adevărata față și tot mai bine că aveți șansa să manifestați un izvor. În ce sens? 22 iar este foarte important. Poate puteți să ascultați numărul 1, care sunt niște asemănări. Izvor, vă găsiți liniștea. Aha. Vă găsiți în aceste momente foarte speciale, vă găsiți liniștea în sufletul vostru, în credință. Și acolo puteți să anticipați ce urmează să se manifeste, ceva stabil. Ia uite, ceva stabil. Cavalerul și împărăteasa, cavalerul de monede și împărăteasa. Poate chiar o căsătorie la un moment dat, nu știu, cine știe când.
o căsătorie, o familie sau independență sau un jobul viselor voastre, da? Urmează să se manifeste anticipați în acel izvor, dar izvorul acesta este în sufletul vostru. Poate pentru unii ar fi fain să mergeți undeva într-un parc, în natură și să stați pe lângă o apă, ca să vă adunați. Vai, dar ce meditație am avut acum câteva zile. Poate o să fac o dată etalări de genul acesta, conectându-mă la apă. Foarte interesant. Foarte interesant. Da. O să mai amestec cărțile. Aceste cărți, cea de deasupra, după ce amestec, reprezintă ce este nou, de la capătul setului de cărți, ce urmează să se manifeste. 18. În secret, este un personaj foarte loial vouă. Există un personaj căreia este dor de voi, care vă e fidel într-o anumită formă, care trece prin transformări și care își dorește să manifeste o energie, să zic, plină de dragoste, de creativitate și de echilibru și de stabilitate împreună cu voi. O energie sau mai zis o poveste, în fine. Acum, dacă sunt răgușită, poate și vorbesc un pic, nu mai exprim așa cum uneori reușesc să fac mai bine. Hai. 5. Vă vindecați de niște karme. Niște karme care vin din familia în care v-ați născut, ca să zic așa. Hai, o dată, de două ori, apoi trei, de trei ori. Deci am zis ce este nou. Ah, ce frumos, ce mă bucur. Am zis că e un turn cu situații foarte frumoase. Ce mă bucur. Și ce urmează? Ah, nu. Ce urmează să se manifeste. 33 a revenit. Deci aici sunteți energie feminină foarte creativă. 3-3-3. Foarte creativă. Dar manifestați în această perioadă 3 și cu 1, 4. Stabilitate. 4 este împăratul. Voi, doamnelor, nu contează că sunteți femei, vă găsiți stabilitatea pe cont propriu. Nu aștepta să vină un bărbat să vă creeze stabilitate. Cu alte cuvinte, purtați soarele în suflet. Vedeți că știți că mai zic eu soare în suflet, soarele pe brațe, pe umeri. Aveți soarele energie masculină. Dacă aveți probleme de sănătate, vă veți însănătoși cu soarele clar. Poate aveți aspecte în semnul leului, unii dintre voi, și soare în leu. Interesant. Lună nouă. În leu. Vă dă energie. Veți avea un succes eventual. Manifestați o anumită creștere, creativitate iar. Reușite. Și acest soare și acest moment foarte special în timp, face parte din manifestarea voastră 33, vedeți? Cred că poate în 2 luni de zile, 31, 32, 33, interesant, pentru unii. Veți avea niște chei. Poate se deschide un portal peste 2 luni de zile. Un portal al iubirii, să zic. Intrați printr-un spațiu care vă va aduce mai aproape de iubire. Dar și o anumită formă de stabilitate. Cheile acestea sunt de la niște case sau de la o casă. Ar putea să fie casa sufletului vostru, nu? Sau, scuzați-mi, sunt un pic răcită și nu găsesc cuvintele, le cam încurc. Vreau să zic, casa respectivă reprezintă sufletul vostru, apropo de vise și de altfel. Ia, ce frumos, la capătul setului de mai dragoste. Sunteți pe cale să manifestați 2 și cu 4, 6, 3 și cu 3, 6 și aveți inima.
Vă veți înțelege sufletul. Calea voastră, e interesant, calea voastră în viață este dragostea. Aveți o misiune interesantă. Atingeți inimile multora și veți atinge în continuare multe inimi. Ce frumos! Și 2 și cu 2, 4. Iar vă veți găsi 2 și cu 2, 4. Nu. Ba da, ce am? Am zis înrăcită. Am zis echilibru pe care îl bifați acum ca etapă, se va materializa în timp. Poate o nouă casă, repet. Scuzați-mă că sunt așa, dar v-am zis, sunt o lecuță cam răcită. Hai să mai amestecăm o dată. Iar și voi trebuie să alegeți. Probabil că ar fi bine să ascultați numărul 1. De 2. Se trăie ori și trăie. Încheiați un nou capitol. Încheiați un vechi capitol și începeți unul nou. Dar veți avea un succes în această perioadă. Să clarificăm. Marea preoteasă, fantastic, ce frumos. Puterea, ia uite, zodia leului în această perioadă și nouă de cupe. Mare bucurie. Intuiți, simțiți de mult timp că e pe cale să vă bucurați de ceva special. Poate pentru unii dintre voi vine o persoană foarte specială care va fi alături de voi. Și asta pentru că ați învățat și bifați în această perioadă, această lecție. Ați învățat să vă iubiți pe voi, să vă respectați. Ați lucrat transformare, da? Cu creșterea, ați lucrat înspre creșterea voastră interioară, spirituală, cu intuiția voastră. V-ați temperat ego-ul. V-ați temperat ego-ul și asta e mare lucru. Și ați învățat dragostea autentică față de voi, față de oameni. Și asta v-a crescut valoarea și puterea. Și nimeni nu vă mai poate păcăli. Dacă vine cineva acum egoist, intuiția voastră vă spune. Dacă sunt în iubire autentică sau sunt doar niște egoiști care vor atenție, le veți arăta compasiune, eventual îi veți ajuta să se transforme. Și voi veți rămâne în continuare cu soarele în brațe, cu succes, cu stabilitate. Dar ceva, pentru că nouă de cupe împlinirea dorințelor. O dorință vi se împlinește în această perioadă. O dorință, poate această dorință de stabilitate, poate un succes public la care ați lucrat în ascuns, ce să scă și în atelier. Eu când lucrez pentru o expoziție nu mă expun, da? Da, zic în ascuns, în secret, în umbră. Da. Ceva nou e pe cale, poate și un proiect. Un proiect e pe cale să se dezvolte în această perioadă. Dacă vreți, puteți să investiți. Riscați. E luna nouă. Începeți primii pași, primele desene, primele schițe, primele implicări, primele studii. Poate cineva... Nebunul și valetul, poate cineva mai tânăr care ar vrea să vină înspre voi, doamnelor? Posibil și asta. Clarificăm totuși nouă de cupe. Da, vine cineva înspre voi să vă impresioneze, să vă cucerească. Cineva cu marcaj zodia leului. Posibil persoană publică. Pe de altă parte, și voi veți avea un succes în public pe care îl doriți de foarte multe și nu doar că îl doriți, îl și meritați. Ați muncit, repet, ați muncit, v-ați transformat. Eventual, acest succes să vă atragă un colaborator, o colaboratoare la fel de puternică ca și voi. Adică succesul vostru, într-o formă, că avem 3 și 3, da? Sunt două persoane creative. 6 e număr îndrăgostiților. Și acolo e un cuplu și aici e un cuplu. Succesul vostru să atragă o altă persoană care să zică da, uite, vreau acest personaj, bărbat, femeie, nu contează. Merit. Merităm să fim împreună.
Suntem asemănători. Ceva de genul acesta. Frumos. Ia uite. Acest personaj, dacă e un personaj, vede lucrurile din, ia uite, dintr-o nouă perspectivă. Are o nouă perspectivă. Se poate manifesta o colaborare, o relație care atrage abundență, stabilitate, succes total. Nu știu cu cine. Variază de la om. Poate să fie cu mare... Sunt multe, sunt toate cărțile. Am văzut și Leumo special, Berbec săgetător, apă, pește, rac, scorpion, și am văzut și Taur fecioară. Ce mai era? Posibil capricorn, poate și balanță. Hai, clarificăm 33. Clarificăm 33 pentru numărul. Ia uite, valetul de monede pe care l-am văzut mai devreme, vedeți, este pe cale să se manifeste. Ce începeți acum la lună nouă, se va manifesta cu succes. Ia uite, acum trebuie să jonglați eventual între două situații, se mai întâmplă. Trebuie să vă echilibrați financiar, dar deocamdată bucurați-vă de un succes. Clarificăm 33. Hai, încă două cărți. Clarificăm 33. Vedeți, vine un picuț mai greu, dar o să vină. Ce frumos! Ce frumos! Nici nu știu, nu contează cum le pun. Ce frumos! Am zis că e vorba de o dragoste. În momentul în care voi vă concentrați pe victorile voastre și pe stabilitatea voastră, am zis, e un valet, e un personaj mai tânăr, care vrea să investească, vrea să fie alături de voi. Probabil va dori să se împace cu voi dacă apar diferite separări, sau va dori să comunice, sau pur și simplu va dori să fie în preajma voastră, pentru că simte multă dragoste. Am zis că atingeți multe inimi, uite, Regina de Cupe, inima 33, care înseamnă 6, cheia. Aveți cheia la sufletul multor persoane și vă atrageți un suflet care vine ori din copilărie, ori din alte vieți, care se va simți foarte bine alături de voi. Le veți vindeca multe traume din copilărie și care își va dori eventual să le fiți prietenă, iubită, mamă. Bine, vorba vine, că nu poți să fii mama iubitului tău, dar îi veți vindeca. Pentru unii dintre voi poate aceasta să fie o afacere, un cabinet, ceva de consultanță, să aprofundați chestiuni care țin de psihologie, psihologia copilului și să faceți bani din acest lucru. Hai să vedem sfatul pentru numărul 2. Regina de Cupe, am zis ea, 6 de Cupe, pește, rac, scorpion, fecioară, taur, capricorn, capricorn mai puțin, dar... Și acum, în această perioadă, leu, berbec, săgetător. Sfat pentru numărul 2. Un sfatuleț, te rog, cam frumos. Sfatuleț pentru numărul 2.
Aici spune să respirați în momentele de tensiune. Aveți luna plină în Scorpion. Probabil că aveți niște marcaje în Scorpion. Dacă aveți ascendent în Scorpion, soarele leu se pune pe carieră și vă scoate în evidență într-o formă sau alta, probabil. Sau, dacă aveți ascendent în leu, sunt niște tensiuni acasă, că am văzut turnul. Dar, repet, cum am spus și la numărul 1 și spun și aici, nu toate furtunile vin să ne distrugă viața, unele să ne ușureze calea, să ne elibereze calea de blocaje. Da? De blocaje pe care poate singur nu le făceam față. Pentru că aveți iar un 4, niște chestiuni care țin de stabilitate, dar bucurați-vă de succes. Nu uitați că aveți puterea și vă veți însănătoși dacă aveți probleme răce și alte chestiuni de sezon. Și vă veți găsi stabilitatea în voi și prin ceea ce reușiți voi să faceți, nu prin ce vă oferă alții. Ia uite, și voi, da, seamănă un pic cu numărul 1. Intrați în puterea voastră. Putere, soarele. Aveți putere de manifestare. Și știți, nu trebuie să vă zic eu, că apare Marea Preoteasă, știți și cine vine, v-am zis, cât e de sincer, cât e de egoist, pentru că aceste două cărți poate să însemne, ambele înseamnă și egoist, dar ambele poate să reprezinte, de-aia zic, ascultați-vă intuiția, împlinirea unor dorințe, niște victorii pe care le meritați. Hai să vedem. Mesaje de la Îngeri pentru numărul 2. Aveți răbdare? Interesant. 17, numărul stelei. Vi se vor împlini dorințele. Aveți răbdare. 7 și cu 1, 8. Asta înseamnă transformare personală. Transformarea personală va trage altfel de persoane, altfel de situații. Dragostea este răbdătoare și amabilă tot timpul. Probabil că trebuie să aveți răbdare cu cineva, iar, și trecând de această răbdare cu cineva, în primul rând trebuie să aveți răbdare cu voi înșivă. Pentru că nu degeaba am văzut turnul, da? Dar va fi foarte bine în viitor. Vă veți vindeca împreună cu cineva. Nu doar voi pe ei și ei vă vor ajuta să vă vindecați de niște traume din copilărie. La capătul setului de cărți, simple acte de amabilitate. Rămâneți amabili în continuare, oferiți compasiune și cei care poate acum sunt un pic mai egoiști, la un moment dat se vor transforma și vor deveni autentici eventual în colaborare cu voi și cine nu se transformă în colaborare cu voi, asta e problema lor. Dar niște mesaje foarte importante. Aveți răbdare. Știți că floarea de lotus are o rădăcină foarte lungă care vine din noroi. Ați trecut prin foarte multe ca să vă transformați și acum probabil că aveți capacitatea de a radia lumină în jur și de a atrage oameni care au nevoie și ei de transformare. Și dacă voi știți că v-ați transformat greu, că nu vine ușor transformarea, aveți răbdare cu ei. Compasiune. Nu zice nimeni să stați cu ei. Să aveți răbdare cum să explic? În așteptările pe care le aveți față de ei. Transformările lor nu vor veni peste noapte. Și dacă sunteți, să zic, consilier psihologic și dacă faceți reiki, știți că nu vin transformările instantaneu. Trebuie mai multe ședințe, trebuie mai multe discuții. De asta spun. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și...
Eu știu, sper să-mi reglez vocea cât mai curând, să mai vin și cu altfel de etalări. Acum. Numărul 3. Cei care au ales aceste de cărți. Foarte frumos de altfel, dar are o părtea cam neagră. Hai să vedem. Cineva ai 8. Wow! Cineva? Nu-i oricine. Este împăratul. Împăratul e energie masculină. Foarte ambețioasă, foarte încăpățânată, care nu prea vrea să arate că simte dragoste. Nu prea vrea să se lase condus de emoții. Asta nu înseamnă că nu poate să le aibă. Dar există un personaj care va atrage eventual. Hai, uite, eu te iubesc și îți pot oferi stabilitate. Dar mare grijă, folosiți-vă rațiunea în cazul în care acest personaj mai are pe altcineva în preajmă. Poate sunteți voi și simțiți dragoste și cineva aveți impresia că această dragoste e o tentație și vă scoate din, eu știu, echilibrul în care sunteți și vreți să vă păstrați rațiunea. E o tentație foarte mare. Tentația iubirii nu e doar atracție sexuală, este tentația iubirii care uneori poate să fie mai mare decât orice. Dar cine e obișnuit să fie în control, bărbat, femeie, că nu știu ce sunteți aici, nu știu exact pentru cine vorbiți. Trebuie să se gândească bine și să-și asculte. Interesant. Să se gândească, să-și asculte sufletul, intuiția, dar primește niște revelații, aș spune, vedeți? În această perioadă, cine această energie masculină foarte încăpățânată, probabil că primește niște revelații. Că sunteți voi, că e altă persoană la care vă gândiți, un bărbat încăpățânat, posibil berbec, posibil capricorn, posibil scorpion sau rac, sau pești, sau taur. Sau poate sunteți voi cu aspecte în aceste zodii. Aspecte însemnând și ascendent, de exemplu. Curățăm cărțile. Numărul 3. O dată. De două ori. Ce bine nu și ce urmează se manifeste de 3 ori. Am zis, ce este nou? Dar ce transformare! Puneți capăt unor situații. Ce urmează? Interesant. 28 în aceeași poziție a apărut la 1. Iar vă trimit către numărul 1 și pe voi, dacă vreți. Nu e obligatoriu. Transformări care țin de bani, de relații, o pierdere. Dar pierderea este ca să vă regăsiți eventual, să formați altfel de relații. 8 apare de 2 ori și 2. Am zis, eventual sunteți într-o situație, aș spune o căsătorie, cumpăratul cu casa 8-a, fi cineva casa 8-a obsesiilor, obsedat, obsedată, de cineva. Dar 8 în sine are și aspecte bune. Din acest coșciuc, din care poate urmează să fie ars, nu știu, va renaște din cenușă ceva nou. Fenix. La capătul setului de cărți sunt niște vești. În legătură cu o energie feminină, aș spune, cu o femeie independentă, iubitoare, dar care e înconjurată de situații foarte neplăcute. Poate acest 8 nu e al vostru. Poate, nu știu. Dacă voi sunteți... Dacă e al vostru, doamnelor, aveți energie pozitivă. Da? 33 numărul iubirii. 9 de monede. Dar sunteți înconjurate,
de niște situații neplăcute pe care sunteți chemate să le depășiți. Și dacă sunteți bărbați, probabil că auziți vești, auziți despre niște situații foarte dramatice, grele, încheieri de cicluri prin care trece eventual o energie feminină la care posibil țineți și vă doriți să veniți, da? Dacă sunteți bărbat, că urmează să se manifeste bărbatul divin, împăratul, cel care preia controlul, eventual ajută. Nu știu, hai să vedem. Curățăm cărțile. Numărul 3. Clarificăm, te rog frumos, numărul 8. Ce urmează să se întâmple nou? Ce este nou? Regele de monede. 9 de bute și justiție. 5 de bute la capătul, moartea. 2 suflete perechi. Aici este 2. 2 de aici, 2 suflete perechi. Relația voastră cu un suflet pereche este provocată de niște probleme în justiție. Niște probleme în justiție sau chestiuni legale care țin, poate să țină de moștenire. Dacă justiția asta reprezintă multe, da? Iar blocaje, nouă de băte. Sunt niște blocaje. Avem Taur, Fecioară, Capricorn. Am văzut Capricorn de mai multe ori. Balanță, Berbec, Săgetător, Leu. Scorpion într-o anumită formă. Interesant. Posibil e un suflet pereche care vrea să se lupte pentru voi. Sau voi vreți să vă luptați pentru un suflet pereche și să renunțați la o căsnicie, să renunțați la o postură, eu știu, prea oficială, prea tradițională, care vă blochează, să zic, accesul la sufletul vostru pereche. Aș mai vrea totuși pe ce... Iar probleme care țin de bani, de moșteniri. Dacă cineva e soț și are copii și se desparte, trebuie să împartă banii. Să vedeți, eu știu, să vadă ce și cum, cui dă copii. Aici 9 de monede înseamnă și o energie independentă, poate să fie bărbat, femeie, da? 11 iar e numărul justiției, vedeți, apare de două ori chestiuni legale, legate de casă, de dragoste. Destul de complicat numărul 3. De obicei, numărul 3 e complicat. La un moment dat a fost mai ușurel, acum iar s-a complicat. Interesant, aici văd un lup sau un câine lup. Există totuși un sentiment de loialitate față de voi și față de ceea ce vreți să realizați corect în viață, trecând peste problemele altora sau dacă vreți să vă separați de cineva. De obicei sunteți fir loiale față de cine merită, evident. Stați în picioare. Sunteți tenaci în a vă, sau mai bine zis determinați, în a vă apăra terenul, proprietățile, poate chiar și banii, dar nu-i vorba doar de bani. În a vă apăra prietenii, familia. Sunt niște chestiuni foarte dramatice, foarte... Mai dăm o carte pe ce să clarific.
Am zis, aveți de ales între două suflete. Am văzut la împărat și la diavol mai devreme, dați în urmă. Da? Un suflet cu care ați avut o karmă legată de bani, de alte probleme, și cu care și celălalt cu care aveți o darmă, adică bucurii reușite, da? Două margarete. Știți cum e când facem? Mă iubește, nu mă iubește, la una vă va ieși că nu vă iubește și celălalt că vă iubește. Și atunci ce alegeți? Ce alegeți? Până acum ați trăit niște... Interesant cum vine mesajul. Ați trăit într-o relație în care vi s-a unit energia negativă. Urmează prin transformările prin care treceți să atrageți persoane care oglindesc partea voastră bună. Dar pentru asta trebuie să învățați să manifestați. E pe cale să se manifeste. Poate bărbatul vieții voastre, poate împăratul pe care îl așteptați, bărbatul divin pe care îl așteptați, trece prin aceste energii foarte, sau situații, nu energie, situații. Blocaje în justiție, blocaje cu bani. Bani, bani, bani. Regele de monede, numai la bani se gândește și la stabilitate și tradiții. Dar e o chestie loială aici, fidelă cu acest lup, cu acest câine. Hai mai, ce să clarific? Mai dăm o carte, nu știu, două, pe numărul 8, în prezent. Au venit două. Ai, mă, a zis două suflete perechi, da? Și șapte de bâte. Aici învățați în această perioadă, la luna nouă, învățați să faceți față atacurilor, poate în justiție, poate pe formă, prin formă financiară, sau chiar, eu știu, de o anumită formă, că am văzut și cinci de bâte, chiar fizic, atacurilor energetice, să vă păstrați echilibru, stabilitatea financiară, profesionalismul și oamenii, sufletele perechi care vă sunt, am zis, loiale, prieteni, eu știu, amici, colaborări. Acum, într-adevăr, este și o dragoste care trece prin mari provocări. Cum dacă sufletul vostru petrece, pereche trece prin aceste situații dramatice, transformatoare, aș spune, învățați să stați alături de ei, că sunt două mâini foarte diferite care se țin de mână, da? Și eventual să-i protejați. Pentru că și voi ați trecut prin foarte multe situații și eventual știți că trebuie să fie protejați. E o chestiune de protecție. A voastră, alții încearcă să vă protejeze și alții încearcă să vă afecteze. Da, sunt două chestiuni. Energiile karmice încearcă să vă afecteze, energiile dharmice să ar trebui un pic protejate. Șase de cupe. Da. Ia uite steaua. E un suflet pereche. Care trece prin niște situații neplăcute și dacă sunteți și voi care treceți prin aceste situații neplăcute, nu uitați. Aș spune, nu uitați să învățați din asemenea situații și la un moment dat să manifestați dreptate în viața voastră. Hai să vedem. Nu știu pentru cine vorbesc. Clarificăm. Bărbatul 28. Moartea, am văzut, da? Acest bărbat se transformă. Trebuie să se ia. Șapte de monede, valetul de spade și încă o carte. Au venit mai multe. 10 de cupe, regele de spade și 6 de cupe. Transformarea acestui bărbat. Bărbat divin. O persoană care trebuie să devină autoritară, autonomă, nu autoritară,
autonomă, stabilă, asumată, ea trebuie să aleagă. Ori acest bărbat trebuie să aleagă între voi, sufletele perechi și energia karmică, ori voi, în fine, nu știu. E un bărbat pe cale să se manifeste. Urmează acestea mai în timp, aici, în această perioadă. A, interesant că e și august. 8, în luna august. Luna 9, din august. Bine, iulie, da? Sau poate la luna plină, din august, ceva se încheie ca ciclu. Interesant. Lăsați-mă să citesc așa cărțile, deci. Dacă aveți răbdare și comunicați îndreptate, se poate manifesta întâlnirea cu sufletul pereche. Și se poate manifesta nu doar întâlnirea, ci și o căsătorie la un moment dat, dacă vreți. Însă, interesant, regele de spade, ca și regina de spade, uneori reprezintă bărbat sau femeie divorțată sau văduvă. Dacă cineva pierde pe cineva sau se separă în justiție de cineva, probabil că va veni în viața voastră un personaj văduv sau divorțat cu care veți fi fericiți. Posibil. Dar trebuie să aveți răbdare. Și ei trebuie să aibă răbdare cu ei înșiși și voi trebuie să aveți răbdare cu ei. Acum aici, ce am zis că este nou? Asta simt, că trebuie să stați în fața unor chestiuni care țin de justiție, de dreptate. În fața acestor transformări. Ce este Chiron care trece prin multe suferințe, dar învață. Și trebuie să stați în fața justiției. Poate treceți printr-un divorț, printr-o pierdere, să sperăm că nu umană, pentru un suflet pereche pe care vreți să-l protejați. Sau acest suflet pereche trece prin aceste situații pentru că vrea să fie alături de voi, să vă protejeze, poate nu vrea să vă spună despre lucrurile astea. Dar așa simt. Și am spus, iar numărul 3 e complicat. Dar cu răbdare. Și aș spune comunicare deschisă. Aici ați becuri, dai lumină. Prin studiu relațiilor sau studiezi persoana cu care vrei să fii împreună, da? Fără comunicare, nu, iau, ce frumoasă carte. Deci nu poți să creezi punți între două universuri, între două experiențe, între doi oameni, da? Nu poți să creezi punți fără comunicare. Așadar, eu văd aici doi uli, pentru că îmi place mie uliu, da? Eu știu dacă o fi uliu. Comunicare care aduce idei, cum să investiți, cum să manifestați această fericire. Strategia pe care trebuie să o urmați ca să vă întâlniți, iar avem câinele eventual, câine, ca să manifestați un cuplu armonios, aș spune. Poate cineva a fost obișnuit să se concentreze mai mult pe bani și mai puțin pe aspecte care țin de corectitudine, acum trebuie să întâmpine o karmă legată de această incorectitudine, a manifestat latura umbroasă, nu latura luminoasă, și în viitor, cu răbdare, prin lecția pe care și-o asumă, ca și învățată în această perioadă, prin divorț, prin pierderi financiare, da?
și să sperăm că nu sunt și fizice, adică nu sunt și umane. Acest personaj va învăța să fie corect? Pentru că regele de spade e o persoană înțeleaptă. Nu zic că nu, regii în general sunt înțelepți, dar totuși, spre o deosebire de ceilalți, acesta manifestă principii și o determinare, să zic, diferite. Cu alte cuvinte, interesant cum vine. Aici e transformarea legată de energia masculină. Dacă până acum ambiția, inteligența, determinarea acestui personaj a fost doar pentru bani, prin legătura cu voi, acest personaj învață să fie determinat să învingă orice greutăți pentru dreptate. Interesant de justiție. După ce trece prin niște situații. Măi, regele de spade în felul său e fain. Are o spadă care reprezintă dreptatea, nu? Justiția, claritatea mentală. Scopul în viață nu sunt doar banii și confortul. Casă frumoasă, hăinuțe de firmă, căței de rasă. Eu am și căței care nu-s de rasă. Da? Ci scopul în viață este să fii în adevăr și adevărul, interesant, puterea cuvântului, îți atrage relații frumoase, nu karmice. Justiția reprezintă karmă, da? Relații autentice. Poate că dacă știți că voi sunteți aici, îi puteți ajuta, dacă vreți, evident. Dacă nu, ei sunt determinați să treacă, aș spune, prin foc. Cum era cartea aceea? Prin foc și sabie. Ce frumos! Ce carte veche și frumoasă. Foc și sabie. Apropo de foc, foc. 9 de bâte, 7 de bâte și regele de spade. Prin foc și sabie, ca să manifeste împăcarea cu voi, eventual, și 10 de cupe. Fericirea alături de voi. Nu doar împăcarea, și fericirea. Dar aici se trebuie să învețe să comunice de la valet să ajungă la rege. De spade. De spade. Nu știu pentru cine am citit, dar am citit pentru cineva. Ia uite. Și la capătul setului de cărți îndrăgostiții, da? Trebuie să învețe să se lupte pentru această dragoste. Doi de cupe îndrăgostiții. Roata norocului să schimbe energiile. Voi inspirați în momentele de întuneric, de probleme. Voi inspirați. Și atunci meritați să fiți protejați. Sau protejate. Meritați să fiți aleși între karmă și această dragoste. Un om deștept alege dragostea. Zic eu. Nu știu. Așa sunt ghidată să citesc. Hai să vedem. Foarte complicat. Foarte complicat. Pentru numărul 3, ca de obicei. Dar trebuie să aveți răbdare. 7 de monede. Și ei. E o chestie de manifestare. Lucru cu energiile, sfaturi. Interesant, gândește. Justiția, regele de spade, gândește bine. Cum să treci prin situație? Cum să manifesti dreptatea? Cum să înveți din ce ai greșit? Cum să te protejezi? Cum să creezi granițe personale? Cum să-ți atragi colaborări benefice? 2 de cupe și apoi 6 și 10, da, de cupe. Vin în timp. Cum să manifest stabilitate financiară, dar cu înțelepciune, aș spune. Iar
Conduceți-vă viața, învățați să vă conduceți viața. Hai să mai vedem. Am văzut romanță. Vedeți și voi romanță în timp ce amestec? Dar o romanță e pe cale să se manifeste sau poate romanța inspiră toate aceste transformări. 8 de 2 ori. Da? Transformări intense. Hai de la îngeraj. Pentru numărul 3. Asta ar vrea să vină. Dragostea este peste tot în jur. De la îngeraj pentru numărul 3. Mesaje de la îngeri. Sunt multe. Ia uite cât ar mai vrea să vă povestească acest personaj. Să vă povestească valetul de spade. O carte ați scrie din poveștile lor, probabil. Ar vrea să comunice. Dar sunt niște blocaje mari, mari, mari. Iar voi trebuie să vă protejați, pentru că dacă sunteți empatici, ai interesant cu mine mesajul, mare grijă. Dacă sunteți empatici, le preluați toate aceste drame și energii toxice. De-aia zic, protejați-vă și voi energia. Nu așteptați să vă protejeze alții, protejați-vă. Pentru că acest personaj probabil să vină cu o karmă foarte, foarte intensă. Și ce e karma lor, ce e karma voastră, chiar totuși e prea mult în urmă. Și știu cum e. Pentru că nu întâmplător am răcit și eu. Acum am preluat blocajul cuiva la nivelul chakrei a cincea. Știu. Și acum vă zic și nouă, ca să știți. Chakra comunicării. Un personaj care nu știe să comunice și de-aia trebuie să învețe să comunice. N-am eu treabă cu numărul 3, dar vă zic din experiență. Mesaje de la îngeri. Mesaje de la îngeri. Foarte frumos. Ah. 33, interesant. Apreciați acest moment. Orice ar fi. Fiecare situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. Orice situație ar fi în acest moment, apreciați acest moment. Și vedeți în viitor, cu răbdare, vedeți și aici, cineva se uită. Și voi și ei. Trebuie să vă uitați la ce aveți în mână, la sămânța din voi. Ce puteți însămânța și ce puteți crește. Și se poate manifesta. Iar 35, trece și cu 5, alt 8. Transformare prin comunicare, cum am zis mai devreme. Vorbiți limbajul dragostei. Aici este, mână în mână. E o comunicare emoțională, energetică, dar uneori trebuie manifestată și prin cuvinte. Că asta e cu chakra cincea. Și regele de spade este un excelent manifestor prin cuvânt, evident. Cuvintele de dragoste au puterea de a schimba vieți, inclusiv pe a voastră. Inclusiv pe a voastră și pe a celor din, nu știu, viața voastră. Fiți atenți! Cuvintele de dragoste au puterea de a schimba, că tot am văzut 13 și 8, da? Vieți! De a avea și coșciugul. Viață și transformare, inclusiv pe a voastră. Și apreciați acest moment. Fiecare situație este o oportunitate de a crește și de a găsi dragostea. Foarte interesant și nu uitați că aici s-a oprit la dragoste. Fiți în prezent și visați la viitor. Foarte frumos. Totuși finalul e fain, zic eu. Sper că v-a plăcut și v-a fost de folos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Ceau, ceau, numai bine!